Bună, mă bucur mult să ne vedem, mă bucur că ai ajuns până la această temă, este o temă foarte importantă și foarte dragă mie. Hidratarea este foarte important să ne hidratăm corect. Și haideți să vedem de ce și cum să facem asta. Păi, în primul rând, pentru a ne hidrata corect, avem nevoie să consumăm o cantitate de apă în funcție de kilogramele corpului nostru. Și ai nevoie de 30 de mililitri de apă pe kilogram corp. Ține minte asta, nu 2 litri, că poate 50 de kilograme și atunci 1 litru și jumătate pentru tine sunt suficienți. Poate ai 100 de kilograme, așa cum aveam eu atunci când am început acest program acum 8 ani, 97 de kilograme mai exact, și aveam nevoie să beau peste 3 litri de apă pe zi. Sau poate ai o greutate corectă, normală și sănătoasă pentru tine și atunci îți calculezi nivelul de apă. Hidratarea practic menține toate sistemele corpului nostru în echilibru. Am vorbit despre proteine, am vorbit despre carbohidrați, am despre grăsimi. Ei, acești nutrienți sunt esențiali și importanți pentru noi, dar ei au un catalizator. Hidratarea corectă, apa, este cea care vine și face ca toți acești nutrienți să colaboreze între ei, să ajungă la fiecare celulă în parte din corpul nostru, pentru ca corpul nostru să funcționeze corect, să fim în echilibru și să avem o stare de bine și o sănătate corectă. Astfel, practic, metabolismul nostru, calitatea tenului, digestia noastră, energia noastră, starea noastră de bine depinde de cât de hidratați suntem. Cum și când bem apă? În primul rând, eu întotdeauna recomand și asta fac eu personal, v-am arătat în filmulețul cu ce mănânc într-o zi, că în fiecare dimineață încep cu 2 pahare de hidratare. Sunt aproximativ 500 de mililitri de apă și asta recomand fiecare persoană care vine alături de mine în programul de nutriție să înceapă ziua cu cât de multă apă poate el să bea la prima oră. Practic, 2 pahare de apă pe stomacul gol te va ajuta să-ți activezi metabolismul, să pornești digestia și să curăți tot corpul după munca pe care el a făcut-o pe timpul nopții, aceea de reparare și regenerare. Un pahar cu 30 minute înainte de fiecare masă ne poate sprijini digestia. Un pahar de apă înainte de fiecare duș ne va menține un ritm cardiac optim. Iar pentru a avea energie în timpul antrenamentelor și pentru a menține fluidele din corp la un nivel optim, mai ai nevoie de încă un pahar cu apă înainte de a face sport.